Participarea la cursuri de chitară de la o vârstă fragedă înseamnă a pune bazele unei pasiuni pentru toată viața. Chitara este un instrument regăsit în foarte multe genuri muzicale, iar cu ajutorul acordurilor ei s-au creat teme muzicale ce au rămas în istoria muzicii. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit să aflăm cât de important este acest instrument și ce abilități dezvoltă chiar de la invitatul meu, domnul Marian Curteanu, profesor de chitară clasică și electrică la Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Iată, vorbim despre cursuri de chitară și spuneam mai devreme că dezvoltă foarte multe abilități, mai ales atunci când vine vorba despre copii. Haideți să luăm cu începutul. De la ce vârstă ar trebui să trimitem copiii la cursuri de chitară? Când este cel mai potrivit să începem? Vârsta de 7 ani este una potrivită și are o motivație. Copilul trebuie să știe să scrie, în primul rând. Pentru că atunci când faci chitară clasică, de fapt înveți un limbaj care înseamnă muzică și asta înseamnă că trebuie cumva să traducem acest limbaj din limbajul pe care îl știm noi. Și atunci este necesar ca copilul să știe să citească și să scrie, așa cum am mai spus. Și mai este un element. El trebuie să fie destul de mare, pentru că instrumentul este cumva, este destul de dur și mă refer aici la mișcarea fizică, da? Pentru că are nevoie ca degețelele să fie dezvoltate cumva, pentru că este o perioadă de formare a articulațiilor și trebuie să avem mare grijă și de lucrul ăsta. Și pentru că instrumentul este foarte dificil, atunci trebuie să începem la o vârstă ușor mai înaintată, pentru că se obosește foarte repede. Este un instrument extraordinar de frumos și de plăcut, dar pe măsură de dificil. Este dificil, probabil că toate instrumentele comportă un grad de dificultate, însă mă gândesc dacă este potrivit și pentru adulți, să începem, nu știu, la o vârstă adultă. Absolut, sigur, sigur. Orice vârstă e potrivită, noi am vorbit acum de limita de jos, dar exact. O să vă dau un exemplu pe care îl dau mereu. Eu am avut un cursant cu ceva ani în urmă care avea 75 de ani. Și eu am fost și eu puțin surprins, numai că ambiția domniei sale l-a dus în postura de a susține ulterior un microrecital într-o scenă deschisă, care pentru mine a fost ceva, o surpriză extraordinară și ceva foarte plăcut. Și mi-a rămas în memorie și de fiecare dată aduc acest exemplu, că dacă tot m-ați întrebat de vârstă. Deci vârsta poate să fie, nu știu, până, fără limită superioară. Fără limită superioară, exact. Își pierd copiii interesul, pentru că revenim la copii, pe parcursul trecerii timpului, atunci când lucrurile devin ceva mai dificile în învățarea acestui instrument? Da. Unii dintre ei, acum este importantă și motivația care stă în spatele studierii acestui instrument. Foarte mulți dintre copii vin așa ca o furtună, vreau să învăț instrumentul, că am auzit pe colo sau pe dincolo, dar de fiecare dată îi chem și pe părinți. Și îmi fac datoria de a le explica că totuși este un instrument care se studiază pe o perioadă lungă de timp și care are nevoie de foarte mare atenție, numai că în paralel trebuie să studiem muzica. Adică foarte mulți vin să studieze instrumentul neînchipuindu-și că noi vom studia, mă rog, o parte minusculă din zona muzicii, cum ar fi teorie, puțin armonie și, mă rog, pentru ce ne mai rămâne timp. Și atunci unii dintre ei obosesc. Mai ales dacă motivația nu este foarte clară. Pentru că există și cazuri, nu știu, să spunem, un pic nefericite, în care părinții împing foarte mult copiii și duc la enorm de multe discipline, ori ei nu asimilează și nu reușesc să facă față și mai tot timpul sunt obosiți. Ori la chitară asta este deja un abandon de la început, în momentul în care sunt foarte multe discipline. Pentru că, ca orice instrument, chitară are nevoie de studiu zilnic. Constant. Este nevoie de un ritm, pentru că altminte nu se poate studia și rezultatele apar destul de repede, dar sunt pe etape. Apoi etapele sunt cele de început, în care învățăm în linii mari ceea ce înseamnă, sau mă rog, notația instrumentului, note și tot ce ține de lucrul ăsta și după aia avansăm funcție de fiecare cursant.
Există și anumite momente în care noi, ca și părinți, ar trebui să ne dăm seama dacă un copil are sau nu talent pentru așa ceva sau nici măcar nu este nevoie de talent, trebuie doar să-și dorească copilul. Pe de altă parte, vine copilul și spune vreau la chitară sau ne dăm noi seama că ar trebui să facă chitară și de ce chitară și nu pian sau orice alt instrument? Am înțeles. E o combinație aici. Este puțin mai complex. Adică, talentul la început și cred că am spus de foarte multe lucruri ăsta, nu are nicio legătură cu nimic. Pentru că în muzică este vorba de muncă și foarte multă muncă, acum fiecare cât reușește. Cât despre copii, un lucru foarte important pe care ar trebui să-l facă părinții este să comunice cu profesorul sau cel care predă disciplina respectivă și să, nu numai să comunice, dar să fie interesați de realitatea care există acolo. Adică sunt anumiți copii care se trezesc în fața studierii unui instrument și își dau seama că e dificil sau că nu îi reprezintă. Aici este cazul să ne oprim, pentru că este foarte important ca el să facă, mai ales la vârsta asta fragedă, să facă ce îi place, pentru că este un moment al dezvoltării și atunci a-l forța pe el să facă chitară, pentru că, nu știu, tata are o slăbiciune pentru Eric Clapton sau mama, nu știu pentru ce chitarist sau muzician, nu este suficient. Adică nu cred că asta va reuși să-l motiveze pe copil. Mă rog, în prima fază îl motivează, că hai că te duc la o prăjitură, hai că să vezi ce frumos o să fie, dar în momentul în care trebuie să muncești și să susții un ritm, e mai dificil. Spuneam mai devreme că dezvoltă anumite abilități, nu doar copiilor, ci și adulților atunci când mergem la cursuri de chitară. Aș fi curioasă despre ce abilități este vorba mai exact. Oh, este o plajă largă de abilități. În primul rând, dezvoltăm atenția, apoi dezvoltăm o serie largă de, cum să spun, matrici ale memoriei, pentru că memoria asta auditivă se dezvoltă, toată lumea crede că, sau mă rog, o parte din lume crede că dacă asculți foarte multă muzică, dezvolți memoria asta din zona muzicii. Ei, nu e așa, ea se dezvoltă cu o dificultate și este ca atunci când vezi poezii, numai că este un alt limbaj și trebuie să te străduiești, să reții elementele astea din zona muzicii. Gândiți-vă că uneori un muzician, când are un recital, reține cam 20-30 de mii de elemente din muzică, care înseamnă note, care înseamnă notații, care înseamnă notații de agogică, de dinamică, este acolo o altă lume. Ori asta trebuie reținute. Și astea pot fi rezolvate în timp, cu exercițiu, ce spuneam mai devreme. În plus că cei care, din experiența mea, foarte mulți copii care au studiat muzică au avut performanțe foarte importante în matematică, în fizică, pentru că s-au dus într-o zonă și au dezvoltat anumite abilități și i-au ajutat foarte tare în zona asta. Eu personal mi-am dorit când eram copil să studiez vioara, însă părinții mei au tratat acest lucru ca pe un moft și mi-au spus că e mai bine la chitară, că e mai ușor. Percep copiii acest instrument ca fiind unul mai ușor decât celelalte? Da, și există un motiv. Dacă ne uităm pe internet, există foarte multe tutoriale, foarte multe lecții, deci este ceva aproape, pot să spun că e infinit. Acolo, în dorința de a câștiga niște bani sau de a ridica niște site-uri, sunt diversi, unii profesioniști, alții amatori, care promit niște lucruri foarte rapide și rezultate și mai rapide. Ori din cauza asta s-a împământenit ideea asta că la chitară poți să înveți foarte repede. Ori ce se întâmplă acolo? Cei care se apucă de chitară învață niște formule, niște pattern-uri care sunt insuficiente. Aia nu înseamnă muzică. Este ca și cum ai desena pe asfalt, ai învățat să faci un triunghi, după aia mai tragi o linie și ești foarte încântat de abilitățile tale. Dar tu nu te poți numi nici pictor, nici designer, nici arhitect. Sunt doar niște chestii pe care le-ai învățat cumva artificial și din care nu prea înțelegi nimic. Așa e și cu chitara și toată lumea crede că e mai ușor. Asta ar fi unul dintre motive. Motive sunt multe. Dar faptul, mai ales că, exemplu, toată lumea se acompaniază la petreceri sau în absolut orice situație de o chitară. Învață 3 acorduri și cu asta merg până la sfârșitul vieții. Iată, iarăși o modalitate prin care pot să crezi că chitara este ușoară. Dar
trei acorduri nu înseamnă chitară. Înseamnă, studiezi, înseamnă un lucru simplu, da. Chitara este o complexă, mai ales că ea se duce în multe direcții, așa cum există și pe site-ul Centrului Cultural, se duce în zona chitare clasice, chitară electrică, chitară acustică și de aici se dezvoltă o grămadă de stiluri, deci este destul de complexă și asta se realizează în timp, cu perseverență. Și niște întrebări așa de ordin organizatoric la Centrul Cultural Județean Teodor Burada, acolo unde sunteți profesor. Înțeleg că au și început înscrierile. Da. Da? În ce perioadă se pot face înscrieri și deci, cine se poate înscrie? Se poate înscrie absolut oricine. Înscrierea a început de la 1 septembrie. Ele se continuă undeva până la sfârșitul lunii. Mai există, din câte știu eu, niște derogări pentru cei care au întârziat pentru diverse motive, dar asta se poate rezolva la nivel de profesor, pentru că organizarea asta, în principal, o face profesorul, pentru că fiecare trebuie să-și găsească ora și momentul în care să poată să meargă la cursuri. Deci, cine vrea să se înscrie, acum este momentul, este și vremea plăcută, nu ne topim afară de cald, deci e extraordinar pentru Există o probă, un test, ceva? Da, și o să vorbesc despre zona instrumentelor. Există o probă de aptitudini. Cei care se scriu nu trebuie să știe absolut nimic. Este de preferat, cel puțin la mine, la instrument. Mă bucur foarte tare când cineva o ia de la zero, pentru că e posibil ca cunoștințele dobândite anterior să fie ușor greșite, ceea ce înseamnă reparație, dar există proba asta de aptitudini, e cumva e vorba de auz, de simțul ritmic, lucruri foarte simple, să ne dăm seama totuși dacă cel care se înscrie nu este cumva diametral opus cu ceea ce vrea să facă. Ați avut și situații de genul ăsta când a trebuit să refuzați pe cineva, da, din acest motiv? Am avut și am și explicat cu tot respectul și am spus că de fapt problema nu este decât de partea celui care vrea să studieze instrumentul, pentru că îi ia foarte mult timp și este foarte dificil, se transformă într-un coșmar. Și atunci am... lucrurile astea se desfășoară foarte simplu. Această probă este admis sau respins. Deci în momentul în care comisia de profesori consideră că nu se poate face instrument, nu se poate face instrument. Iată că există și există și cazuri, da, există, da, și cazuri. Când se pot face înscrierile, am stabilit, însă unde au loc aceste cursuri și pe ce perioadă se întind ele? Wow! Deci înscrierile se fac la Centrul Cultural, care este pe strada Dumbrava Roșie numărul 15, iar cursurile se desfășoară. Deci, nu știu dacă aveți informația asta, dar Centrul Cultural este o instituție foarte mare și foarte importantă și cursurile se desfășoară în diverse locații ale orașului, dar cei care se scriu vor afla în mod direct cu cine vor studia, unde vor merge și la ce oră vor merge la cursuri. Deci toate detaliile astea le vor afla chiar la Centrul Cultural. Aceste cursuri se desfășoară individual sau cu mai mulți cursanți odată? Dacă e vorba de muzică, musai individual. Deci da, nu există de chitară, așa. Da. Bun. Și celelalte instrumente tot individual se desfășoară. Ideea este că atunci când ei încep să prindă experiență, apar și elemente de ansamblu. Adică pot să, de fapt, nu studiază atunci, ci cântă în ansamblu. Două, trei instrumente și așa mai departe. Dar la chitară, individual, absolut și categoric. Cât timp durează o ședință? 50 de minute este ședința și este foarte important să se știe că asta este, mai ales la început, este limita imposibilului, pentru că informațiile pe care le dobândesc la început sunt foarte multe și este foarte, foarte obositor. Adică să reții o grămadă de notații și de informații, să mai cânti și la instrument, e dificil. Așa că e perfect 50 de minute. Am înțeles. Au răbdare copiii, pentru că ei se așteaptă că atunci când vin la cursuri să le pune și chitara în mână și să înceapă să cânte direct, eventual de la a doua ședință să fie maestri. Însă spuneți mai devreme că există și teoria muzicii, istoria muzicii se studiază. Au răbdare? Ce se întâmplă? Lucrurile astea fiecare profesor le face strecurându-le cumva, pentru că nu există foarte mult timp la dispoziție, dar spre exemplu eu încep cursul prin a scrie și a învăța despre lucrurile astea din zona teoriei, ce aia o notă, ce aia o doime, toate lucrurile astea pe care le scriem și le discutăm. Și mai ales când vin la curs,
eu le explic tuturor că avem câteva ore în care vom scrie și vom discuta despre lucrurile astea, pentru că a cânta la un instrument fără să știi minimum de limbaj e ca și cum te-ai legat la ochi și vrei să treci, nu știu, intersecția de la Capitol. cred că e mai ușor să treci intersecția. Nu, și atunci procedăm în felul ăsta. Și ei nu își pierd răbdarea pentru că sunt puși în postura de a înțelege ce au de făcut și de ce trebuie să facă lucrul ăsta, pentru că este important să comunici foarte mult cu cei care practică un instrument. Altminteri nu prea reușești mare lucru. Așa, din experiență, dat fiind vârsta aceasta fragedă de 7 ani, dacă ar fi să ne raportăm la această vârstă și că aceste cursuri de chitară, de exemplu, durează 3 ani, cam pe unde își pierd interesul așa și renunță? Acum, e o chestie individuală, pentru că sunt... Dacă există ceva generalizat. Există o proporție mai mare dintre cei care reușesc să meargă mai departe, dar există și o proporție, să spunem, de 25% care renunță. Renunță de la început, apoi mai vine așa un 10-15% care renunță pe parcurs. Motivațiile sunt multiple. Unii, de exemplu, nu și-au calculat din start timpul, pentru că a studia un instrument sau a face o disciplină în zona artelor necesită timp. Zilnic și nu numai timpul de studiu, efectiv. Trebuie să-ți programezi viața într-un fel, pentru că ai de mers cu transportul în comun sau, mă rog, cu mașina, trebuie să-ți calculezi bine pașii și mulți nu fac față și renunță. Acum, dintre cei care nu... renunță. A fost o întrebare mai complexă așa, dar vreau să rețin esențialul. Cei care încep la 7 ani au ocazia să facă performanță. Adică dacă sunt puși pe traiectoria asta și sunt ajutați și de părinți, acum că vorbim de copii, că am zis de 7 ani, evident, ei pot face acest curs, după care pot merge mai departe să facă performanță. Deci pot merge până la conservator. Procentul este foarte mic, dar există și astfel de copii care vor să facă performanță și care se îndrăgostesc foarte mult de instrumentul ăsta. Venind la început, neștiind chitară clasică, mă rog, am auzit ceva, dar nu... Da. Ați avut și astfel de elevi care și-au urmat această pasiune și-au urmat o carieră în domeniu? Da. Care au făcut performanță la un nivel extraordinar. Care au terminat conservatorul, care au mers mai departe. Unii dintre ei au ajuns profesori universitari, deci au urmat visul până la sfârșit. Este chitara, nu este ea foarte diferită și celelalte instrumente, este ca un microb. În momentul în care reușești să ai minime rezultate, deja microbul ăla își face apariția în sufletul tău și nu mai poți renunța. Și tot timpul vrei să mergi mai departe pentru că auzi lucruri interesante și ai vrea și tu să mergi pe traiectoria asta. Ne spuneați că poți merge și până la conservator, iată, sigur, cu aceste cursuri. În schimb, dacă rămânem cumva doar cu acest curs de la Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada, ce poți face cu diploma? Păi, foarte multe lucruri cu diploma, dar în primul rând ce poți face cu acest curs? Cei cărora le place muzica și care sunt într-o zonă de dezvoltare personală, își pot merge mai departe cu studiu, pentru că ei dobândesc noțiunile importante de a merge mai departe și de a continua. Apoi, diploma pe care o obțin se poate folosi în diverse zone. Știu foarte mulți cursanți care au plecat pe vapor, care au plecat afară, care au mers în diverse formații și sunt unii care chiar au reușit să predea în diverse zone cursuri de chitară. Adică dacă noi mai avem după ăștia 3 ani, mai avem și 2 ani de specializare. Dacă îi faci pe ăștia 5, deja ești în postura de a preda instrumentul, mă rog, până la un anumit nivel. Dar poți fi pus în postura asta. Să mergi la, nu știu, casă de cultură sau barnă. Dar e foarte valabilă. Spuneați mai devreme și știm cu toții că există foarte multe tutoriale pe un mediu online în care poți învăța nu doar chitară, ci și alte instrumente și din nefericire am trecut și o perioadă, cea a pandemiei, în care am fost nevoiți să învățăm și să facem și alte lucruri în mediul online. Se poate învăța online? Cred că ați fost nevoit în perioada aceea. Da, se poate învăța până la un punct. Pentru că la instrument trebuie să fie acolo. Cel mai dificil este începutul. Pentru că în momentul în care profesorul ce face, pur și că este insuficient să vorbești. Trebuie să iei pur și simplu mâna cursantului respectiv, să pui degetele, cred că sunt niște poziții foarte dificile. Nu este imposibil, dar destul de greu. Dacă el reușește să facă primul an de curs de chitară,
după aia este destul de ușor de predat online, pentru că știe deja ce vrea să spună profesorul, are deja poziția formată și un pic urechea. Participați și la concursuri cu copiii? Da, da, da. Vorbiți-mi un pic despre proiectele astea pe care le aveți. Uf, eu acum predau și la Colegiul de Arte și am fost la atât de multe concursuri, nici nu știu pe care să vi le spun. Am fost la foarte multe olimpiade, foarte multe concursuri organizate de diverse orașe. Nu știu ce să vă spun. Să vă spun că este extraordinar de dificil pentru profesor. E aproape uneori este mai dificil pentru profesor decât pentru ele, pentru că trăiești fiecare poveste și ai emoțiile cumva cuplate la cele ale celui care evoluează. Deci este destul de dificil. Eu am fost în fazele astea și fiecare dată mi-am promis că nu mai mă duc pentru că este greu, plus că trebuie să-l ții și pe cel care se duce în competiție cumva într-un tonus și e dificil. Un fel de antrenor personal, așa? Cred că mai mult. Practic, profesorii care sunt, și vorbesc acum din altă zonă, la colegiu, care sunt la instrument principal, sunt cumva părinții principali ai copilului, pentru că petrești tot timpul cu el, pentru că îl înveți cum să mănânce, când să mănânce, când să se scoale, când să repete, deci faci tot timpul un program care... Alături de părinți, practic, îi ocupi toată ziua copilului, pentru că asta înseamnă performanță. Înseamnă, în primul rând, sacrificiu. Copiii care fac performanță sunt cumva sacrificați. Ei nu au timp de joacă, pentru că trebuie să studieze ori în șir, zilnic. Ați spus niște cuvinte foarte importante. Sacrificiu, performanță și mă gândesc acum dacă tot ceea ce faceți, pentru că activați în domeniul artelor, sunteți profesor, dacă ați știut dintotdeauna că asta vreți să faceți în domeniul acesta și chitara, iată, va fi și sursa de venit principală, pentru că de multe ori părinții când aud despre copii care vor să meargă în direcția artistică, îi îndrumă cumva într-o zonă mai reală, mai palpabilă. Am înțeles. Nu neapărat că nu-și susțin copiii, dar îi susțin mai mult să meargă spre o meserie ceva mai ușor de înțeles și care să le asigure traiul pe termen lung. Nu că arta n-ar putea face asta, dar știm cu toții că de fiecare dată părinții vor ceva mai stabil pentru copii. Da, este Ați avut firesc. Susținere dumneavoastră? Nu, n-am avut susținere. Eu am prins alte vremuri, dar eu am avut o traiectorie atât de bine și... Adică ați știut că asta vreți Da, am știut că asta o să fac. Este o poveste mai lungă, poate cu altă ocazie, că este și amuzantă, dar de la început am știut că vreau să fac lucrul ăsta și mi-a plăcut atât de mult că nu am stat să mai ascult nici părinți, nici alte, să spunem, alți sfătuitori. Acum, revenind la lucrul ăsta, în momentul în care faci un instrument și te duci în zona artelor, există multe lucruri pe care le poți face. Pentru că foarte mulți cred, da, bun, face chitară clasică, Dumnezeule, nici măcar nu poate să cânte în orchestră. Pentru că este cumva un instrument în care trebuie să evoluezi mai mult solo. Dar nu este așa, pentru că poți avea enorm de multe colaborări. Poți deveni pedagog, profesor, poți merge la absolut orice fel de, nu știu, întreprindere sau care se ocupă de, care se ocupă de zona muzicală. Pentru că în momentul în care înveți un instrument, nu înveți pur și simplu numai un instrument. De exemplu, dacă mergi la conservator, înveți minimum 4 instrumente, pentru că asta este cerința. Apoi înveți o grămadă de lucruri care pot fi aplicate în foarte multe domenii. Toți cei care sunt în studiouri, în televiziuni, nu absolut toți, dar cei care sunt pe zona respectivă, sunt profesioniști care au studiat un instrument și care au mers acolo. Și la radio. La radio sau chiar și zona actoriei. Deci nu te poți descurca foarte ușor dacă nu faci un pic de muzică și un pic de mișcare în zona asta. Deci sunt foarte multe domenii. Nu este nicio problemă în a supraviețui. Eu, de exemplu, când eram foarte tânăr, am plecat în Londra și când am ajuns acolo, mă rog, eu am prins perioada de dictatură și vreau să plec cu... Oricum ar fi fost, dar ideea este că atunci când am ajuns acolo, am reușit să mă descurc foarte bine în zona asta, predând muzică, cântând prin diverse baruri și că acolo cei mai faimoși instrumentiști și muzicieni îi întâlnești. Exact, da. Acolo întâlnești. Și poți supraviețui rezonabil. Da, asta înseamnă să fii cumva la un nivel peste medie. Ce sfat le-ați dat tinerilor, sau nu neapărat tinerilor, care vor să urmeze o carieră în acest domeniu?
Păi, ce sfat să le dau? Dacă vrei să faci un lucru, trebuie să-l faci bine. Dacă vrei să faci instrumentul ăsta, e bine să-l faci la nivelul la care poți tu, dar niciodată să nu dai înapoi. Dacă te-ai hotărât să mergi o chestie, du-o până la capăt. Pentru că lucrurile astea îți vor dezvolta și modul de a gândi și modul de a vedea lucrurile. Pentru că un om care termină ceva este deja din start un personaj schimbat, un altfel de om. Dacă ar fi să mulțumiți cuiva și vă adresez această întrebare ca ultima pentru astăzi, cui ați mulțumit pentru ceea ce sunteți astăzi? Am foarte mulți profesori cărora le mulțumesc, cu care am studiat diverse discipline, nu numai chitară. Sunt atât de mulți că n-aș vrea să nedreptățesc pe nimeni, dar le mulțumesc în primul rând profesorilor mei, care m-au învățat foarte multe lucruri și care m-au susținut cumva, indiferent de momentele mele, că fiecare, ca și muzician, sunt momente de cădere, de ridicare, este o luptă continuă. Dar le mulțumesc tuturor profesorilor mei, care am numărul e foarte mare. Am înțeles. Atunci nu ne rămâne și nouă decât să vă mulțumim pentru prezența din această seară. A fost o plăcere. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie să ne mai învățați despre arta acestui instrument. Plăcere. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și mâine cu alte subiecte interesante. Până atunci, o seară frumoasă să aveți. La revedere!